Bună ziua și bine ne-a regăsit la o nouă rețetă. De această dată vom găti înghețată cremoasă cu fructe de pădure. Este cea mai delicioasă înghețată pe care am mâncat-o în ultimul timp. Haideți să vă arăt ingredientele, cum se face și să ne apucăm numai decât de gătit. Dacă vă place această rețetă, dați un like și distribuiți prietenilor ori familiei dumneavoastră. Iar dacă nu v-ați abonat încă la canalul meu de YouTube, chiar acum puteți să o faceți, astfel vom găti împreună și alte noi rețete. Spor la gătit! Voi folosi 300 de grame un mix de fructe de pădure, 450 ml lapte, 165 grame mascarpone, 5 ouă, 250 grame zahăr și 450 ml de frișcă. Iată cum vom proceda. Pun acum ouăle într-un vas mai mare. Amestec bine. Voi pune și un praf de sare. Pun acum cele 250 grame de zahăr. Am fiert laptele. Voi turna acum treptat lapte peste ouă și amestec continuu. Într-un blender voi pune fructele și le voi pasa foarte bine. Voi turna acum fructele pasate și amestec foarte bine. Pun acum frișca într-un vas mai mare. Mixăm acum frișca. Pun acum și crema mascarpone peste frișcă și voi mixa din nou. Voi pune acum frișca obținută peste laptele cu fructele de pădure și amestec continuu până se încorporează foarte bine. Torn acum înghețata într-un alt vas de plastic. Pun și capacul. Și voi pune înghețata la congelator pentru aproximativ o zi. A trecut o zi de când a stat la congelator înghețata cu fructe de pădure. Așa arată înghețata noastră cu fructe de pădure. Vă doresc spor la gătit și poftă mare! Gustul este senzațional, gust proaspăt de fructe, dulce acrișor
și, bineînțeles, aroma fructelor. La revedere!